Planeta Verde. Emisiune realizată de Cosmin Rușcior și oferită de APA Nova. Tu faci Bucureștiul, nu uita! Bună ziua, bun găsit, mulțumesc că ne ascultați, este ora 13 și fix 30 de minute, eu sunt Cosmin Rușcior, sunteți la Planeta Verde, la RFI. Azi ne întrebăm ce impact va avea formarea unei noi majorități în Consiliul General al Municipiului București asupra dezvoltării capitalei. Nu de alta, dar PSD, PC și unii reprezentanți ai PPDD au format săptămâna trecută o nouă majoritate în Consiliul General, asta grație ordonanței de urgență care le permite aleșilor locali ca în termen de 45 de zile să opteze pentru un partid sau altul, fără să-și piardă mandatul. Sigur, ei au și opțiunea de a rămâne independenți. Noi discutăm astăzi despre ce se întâmplă la nivelul capitalei cu președintele Asociației Salvați Bucureștiul, domnul Nicușor Dan. Bună ziua, mulțumesc că sunteți în studioul RFI. Bună ziua, mulțumesc de invitație. S-a ieșit din impas sau dimpotrivă s-a intrat într-un alt blocaj la nivelul CGMB-ului? S-a constituit o majoritate în Consiliul General al Municipiului București, care nu va face decât să voteze fără discernământ toate proiectele primarului Oprescu. Deci, cumva se lipsește, întotdeauna a fost așa, când primarul și Consiliul au fost de aceeași culoare. Consiliul a fost un element decorativ și tot ce a vrut primarul s-a realizat, practic. E bine, nu e ceea bine? Ceea ce teoretic e de bun simț și e un lucru bun. Teoretic. Democrația înseamnă ca dorințele și, în fine, proiectele unui om să mai fie cenzurate și de alți oameni, în ideal de toți locuitorii, dacă se poate. După cum știți, reprezentanții, cetățenii nu mai au acces la ședințele de Consiliu deja de 2 ani, în condițiile în care nici opoziția nu mai are un cuvânt de spus, practic ajungem la voința unui singur om. Unii ar putea spune că, iată, în sfârșit, la nivelul capitalei, proiectele vor fi duse la bun sfârșit, nu mai există acest blocaj. Sunteți de acord? Blocajul ăsta, așa zisul blocaj, durează de 2-3 luni și una, că el nu vine numai din faptul că s-a destrămat USL-ul și primarul a avut o opoziție, vine și din faptul că complet incredibil, dacă povestești cuiva, nu te crede, faptul că Consiliul are 55 de locuri și 3 mandate n-au fost atribuite timp de 2 ani. Adică acești oameni veneau la ședință, se punea la vot includerea lor în Consiliu, se ridica cineva și propunea să fie discutată propunerea asta la sfârșitul ședinței și la sfârșitul ședinței toată lumea ieșea și nu-i mai votau pe oamenii ăștia. Și sunt multe alte lucruri, oameni care au plecat, s-au întors de la partide, deci eu n-are rost să pierdem timpul. Este un haos administrativ care a generat împreună cu ruperea USL pierderea majorității. Pentru mine tot timpul e mai bine când primarul și majoritatea au culori diferite, pentru că există un filtru de control cât de cât. După reconfigurarea aceasta din Consiliul General, ați observat că anumite decizii care ne mulțumesc societatea civilă au fost deja luate sau sunt pe agenda? Tot ce nu s-a agenda? Votat în ultimele 3 luni s-a votat în ședința de săptămâna trecută, mai puțin acele proiecte care conform legii administrației publice locale presupun o majoritate de 2/3. Acelea nu au fost votate pentru că PSD și cu majoritatea nouă nu are majoritate simplă, dar nu majoritate de 2/3. Din câte înțelegem, noua majoritate a aprobat săptămâna trecută construirea unor blocuri cu 3 etaje pe șoseaua Chiselev, peste o copie, ni se spune pe agențiile de presă, o copie în miniatură a grădinilor din Versailles. Asta spune și studiul istoric al
Unde este se află vorba mai de exact? Un teren aflat la pe șoseaua Chiselef ca punct de reper casa lui Nicolae Titulescu. Este retrasă cam 50 de metri față de bulevard. Pentru cine a fost acolo, a locuit mult timp, și-a avut reședința ambasadorul Germaniei și petrecerile de ziua Germaniei se făceau în această grădină minunată. Acolo sunt două imobile care sunt construite în jurul anului 1930, imobile moderniste, nu au valoare de monumente istorice, dar sunt niște clădiri foarte interesante. Tocmai de aceea, noi am intrat, când s-a dat o autorizație de desființare pentru ele, noi am intrat în proces și am reușit să anulăm autorizația. Acum, proiectul, proprietarii neputând să demoleze aceste două clădiri și să construiască niște blocuri în locul lor, se duc pe spațiu verde care este lângă, pe această grădină, și vor să facă 5 blocuri de 3 etaje, ceea ce este una că distruge acest complex care are valoare de peisaj natural și doi că este profund ilegal să schimb destinația unui spațiu verde. E o prevedere expresă a legii. Și acum ce mai puteți face? Decizia e definitivă? Poate fi contestată în instanță? În ce stadiu? Evident că va fi contestată în instanță. Acum, teoretic, ar exista multe autorități care să preîntâmpine un astfel de fapt. Prima este Agenția de Protecție a Mediului. Agenția de Protecție a Mediului București nu ar fi trebuit niciodată să dea aviz pentru a se schimba destinația unui spațiu verde. Eu mă aștept ca Ministerul Mediului să inițieze chiar el un proces împotriva acestui proiect, pentru că Agenția de Protecție a Mediului este, Agenția de Protecție a Mediului, din păcate, în momentul ăsta nu mai poate să-și retragă avizul. Mm-hmm. Este o regulă juridică, dar Ministerul mă aștept să chiar el în instanță anularea acestui plan urbanistic de detaliu. Și după aceea mai avem instituția prefectului, care conform legii verifică legalitatea tot ce se întâmplă pe teritoriul municipiului București. Sincer, nu am mare așteptări, pentru că prefectul o singură autorizație de construire a atacat în ultimii 2-3 ani, deși au fost semnalate foarte multe ilegalități. Mm-hmm. Dar cum vă explicați de fapt această situație? Adică de ce ar vrea proprietarul, e o întrebare poate naivă, de ce ar vrea proprietarul unei astfel de grădini, să spunem, să construiască blocuri de 3 etaje, înțelegem, nu? Da, este peste o chestiune ea. De... întrebarea e naivă, răspunsul simplu este pentru bani, dar de fapt răspunsul e un răspuns mai lung, care ține de un întreg mecanism de piață. În mod normal, în orice stat civilizat, vestul Europei, cine are o proprietate de patrimoniu ține cu dinții de ea, pentru că valoarea ei imobiliară este cu 50% mai mare decât una cu același număr de metri pătrați, decât deci cu același volum. Uh-huh. În România acest mecanism este pervertit de faptul că niciodată dacă cumperi o proprietate care are valoare de patrimoniu, nu vei fi sigur că vecinul tău nu-ți va face un bloc lângă și vei pierde tot ce ai investit locuind de fapt ca la bloc. Uh-huh. Din cauza asta nici nu avem o piață pentru... Există câteva cazuri, bineînțeles, remarcabile de reconstruire, de restaurare, dar nu avem o piață adevărată în zonele protejate și atunci pe această piață deformată, pervertită, e mai... câștigi mai mult dacă încalci legea și construiești cât mai mulți metri pătrați. Cam asta e răspunsul. Dar cum ar putea fi valorificată acea proprietate din șoseaua Chiselef, acele copii în miniatură a
acea copie în miniatură a grădinilor din Versailles. Păi exact cum a fost valorificată și până acum. Vă închipuiți că de ambasadorul Germaniei, ca să locuiască acolo, a plătit o chirie consistentă pentru a dispune de o clădire de interbelic, a dispus numai de una din cele două clădiri, de a dispune de o clădire de interbelic cu 10-12 camere și cu o grădină care îi permitea să dea recepțiile de care v-am vorbit, a plătit o chirie consistentă. Și numai lăcomia oamenilor vrea ca acest venit foarte consistent să fie înlocuit cu unul și mai mare. Partea bună, poate, în toată această afacere, dacă putem să spunem asta, este că în acest fel mai aflăm câte ceva despre ce se află în București. Mulți poate că nu știau de existența acestor grădini de pe șoseaua Kiselev, nu? Da, în curând o să aflăm din volumele din albumele de imagini, din păcate, dacă lucrurile continuă în felul în care ele merg. La timpul trecut, iată ce era. Da. Am înțeles. Ce alte decizii au fost luate recent de această nouă majoritate de la nivelul CGMB-ului? Decizii care au nemulțumit societatea civilă. Da, trebuie să spun că înainte de asta, că e penibil, noi suntem, ședința a avut loc joi, noi suntem luni, nu știm în momentul de față nici ordinea de zi completă, pentru că în afară de cele 90-100 de puncte care erau deja pe ordinea de zi, așa de multe pentru că au recuperat tot ce s-a votat aiurea în ultimele 3 luni, în ședințe de îndată și așa mai departe, au mai fost supuse dezbateri încă 30 de subiecte de care eu personal nu știu și oficial nimeni nu știe ce s-a dezbătut acolo. Și mai mult decât atât, nu știm din aceste 100 plus 30, 130 de subiecte ce s-a votat și ce nu. O să aflăm cam într-o săptămână când se va redacta procesul verbal și va fi pus pe site-ul primăriei. Dintre proiectele controversate care erau pe ordinea de zi, este deja vestitul proiect Penetrarea Ciurel. Aici este vorba de o șosea expres care să iasă din autostrada Pitești-București, să iasă la prin semănătoarea pe Splaiul Independenței în Piața Unirii. Vă închipuiți, știți cum e, ce blocaj de trafic este acum în Piața Unirii. Închipuiți-vă ce se va întâmpla dacă această șosea va fi realizată. Din punct de vedere legal, acest proiect a fost suspendat irevocabil de Curtea de Apel București și totuși, Consiliul General se pregătește să exproprieze pentru realizarea unei construcții, iar pe șantier, dacă nu mă înșel și acum, în orice caz, mult timp după ce s-a pronunțat această decizie, lucrările au continuat. Pilonii există deja. Da, pilonii există deja. Și este unul din subiectele pe care noi în mod constant la fiecare 6 luni, când vine delegația Comisiei Europene pentru Mecanismul de Cooperare și Verificare în Justiție, noi îl semnalăm ca încălcare flagrantă de către autoritate publică a deciziilor judecătorești. Dincolo de acest aspect juridic de încălcare a acestor decizii judecătorești, cum spuneți dumneavoastră, există și o problemă pe fond? Adică proiectul în sine vi se pare inutil, nepotrivit? Proiectul provine din epoca Ceaușescu și singura diferență față de perioada respectivă este titlul, acum se numește Penetrarea Ciurel, atunci se numea Penetrarea 1-2. Adică este, așa cum îi spune numele lui adevărat, este un proiect care presupune legarea a două autostrăzi prin Piața Unirii. Ceea ce, bineînțeles că oricine are cea mai mică cunoștință despre ce înseamnă dezvoltarea unui oraș după filozofia de dezvoltare a unui oraș după anii 70, înțelege că e o tâmpenie să, în loc să faci șoseaua de centură și să degrevezi orașul de trafic, să aduci traficul între două autostrăzi prin mijlocul orașului. În plus de lucrul ăsta, care
probabil e cel mai important, ține de trafic. Șoseaua asta trece la mai puțin de 20 de metri de bazinele de apă de la Roșu. Știți, Bucureștiul este alimentat cu apă, cea care curge la robinet, din trei bazine, cu mari bazine, cu suprafețe aproximativ egale. Unul dintre ele este făcut la Roșu, în comuna Roșu, tocmai pentru că era protejat de o vegetație. Aceste bazine de apă nu pot fi acoperite pentru că se creează alte fenomene de poluare, dacă deci ele trebuie să fie acoperite. Și vă închipuiți ce înseamnă să ai un drum expres la 20 de metri de bazinul în care tu colectezi apa pe care o bei. Și asta ce ar însemna? Că și calitatea apei ar avea de suferit? Evident, din cauza acestui, acestei construcții? Și acest, unul din motivele pentru care Curtea de Apel a suspendat documentația de urbanism este faptul că există o directivă europeană care stabilește niște măsuri de protecție a acestor lacuri artificiale de apă, bazine de apă pentru populație, și distanța nu se încadrează în aceste limite pe care directiva europeană o prevede. Înțelegem că cei din Consiliul General au aprobat în ședința de joi 4 septembrie un proiect privind implementarea sistemului de transport cu bicicleta în zona centrală a capitalei. E vorba de un proiect finanțat de Ministerul Mediului cu aproximativ 10 milioane de euro. Urmează a fi amenajate aproape 100 de kilometri de piste de biciclete pe vreo 60 de străzi în zona centrală, dar și puncte intermodale care să asigure conexiunea între biciclete și mijloacele de transport în comun. Cum vi se pare acest proiect? În principiu este un proiect foarte bun, însă eu nu am văzut planurile. Adică dacă e să dăm 10 milioane de euro și să facem niște piste de biciclete cum au fost cele pe care le-a închis în mod temeinic poliția pentru că puneau în pericol viața bicicliștilor, că fie se intersectau de un chioșc, de un pom, stație de autobuz, o stație de autobuz, crengile copacilor erau prea jos și așa mai departe. Mai bine nu. Deci există chiar la... am văzut o prezentare foarte frumoasă făcută de un grup de urbaniști la zilele străzii Verona. Deci există un proiect care prevede ca aceste piste de biciclete să unească punctele importante, dar să nu meargă pe marile bulevarde, ci dimpotrivă pe străduțele mai mici, ca să fie un conflict mai mic între bicicletă și autoturism, care mi se pare foarte interesant. Acum să vedem dacă primăria este în stare de dialog cu societatea civilă care vine să-i propună proiecte. Până acum n-am prea văzut o stare de dialog ăsta. Și vechea dispută pe trotuar sau pe șosea? Așa cum era proiectul acestor urbaniști, susținuți de mai multe organizații ale care promovează mersul pe bicicletă în București, el în esență proiectul pe străzile mici prevede acolo unde se parchează de obicei haotic, unde e interzisă parcarea, dar lumea parchează pe trotuare. Proiectul prevede o parcare, construirea unei parcări, deci să ieșim din, cum să zic, din nelegalitate, să spunem, dăm o linie de parcare, pe trotuarul celălalt nu se mai parchează, deci pe un singur, pe o singură parte se parchează și organizat, în felul ăsta, parcându-se organizat, locurile de parcare sunt mai multe. Și pista de biciclete este între mașinile aliniate care sunt parcate și trotuar. În felul ăsta nu mai există conflictul cu autoturismul care circulă, ci doar trebuie să ai grijă la ușa celui care a parcat și eventual o deschide când tu treci cu bicicleta. Cam asta e propunerea pe care mie mi se pare interesantă, pentru că
lămurește cumva și găsește soluție și la parcarea ilegală și ieșim în mod civilizat din două probleme. Asta presupune pe undeva reducerea spațiului destinat în clipa de față șoferilor? Presupune reducerea teoretică a spațiului, da? Spațiului teoretic pe care ei îl au, dar ei de fapt nu îl au, pentru că pe străduțele de care vorbim, mașinile sunt parcate și pe o parte și pe alta. Am înțeles. Deci, în practică, șoferilor le rămâne același spațiu. Dar la nivelul primăriei capitalei, primarul Sorin Oprescu a spus în ultimele luni că va încerca acolo unde va fi posibil să pună aceste piste pe șosea, iar unde nu, pe trotuar. Tocmai de aceea, vedeți că noi discutăm ipotetic de proiecte pe care le-au făcut unii sau alții. Înainte de a vorbi de aceste 10 milioane care sunt un gest generos din partea Ministerului Mediului, ar trebui să discutăm de un proiect adevărat cu desene, să vorbim exact de strada respectivă și să fie o dezbatere publică reală cu toată lumea și probabil că proiectul s-ar fi putut îmbunătăți sau în fine am fi ajuns cu toții la o concluzie. Așa, dacă există cumva și un termen limită de cheltuire a celor 10 milioane, nu cred că există, dar să presupunem că există, atunci eșecul este garantat. Am înțeles. Dar în clipa de față există vreo formă de comunicare între Primăria Capitalei și ONG-uri? Spuneați că nu prea mai aveți acces la ședințele CGMB-ului. Cum comunicați cu dumnealor? Păi nu există. Doar prin presă? Nu există. Teoretic, ei nu au o căsuță poștală în care să le poți trimite puncte de vedere. În sediul vechi al primăriei exista. Există niște mail-uri, dar noi le-am scris, dar n-a avut efect. Nu știm dacă răspund. Sunt ale lor, sunt ale lor de serviciu. Cine le-a citit, da. Da, și contactul direct, care era permis până acum 2 ani, a dispărut. Și el era cel mai important, pentru că, după cum vedeți, ordinea de zi este anunțată cu 5 zile înainte, dar conținutul subiectelor de pe ordinea de zi poți să o vezi cam cu 2 zile înainte și e foarte greu să întocmești un punct de vedere scris care să și ajungă în timp util și atunci și contactul direct între câțiva oameni avizați și consilierii care erau în pauzele din lunga ședință a Consiliului General permiteau acestora să afle despre ce cred și organizațiile societății civile și oamenii, cetățenii, despre ce discută ei. Nu mai spun că de când sunt eu, de când activez eu, nu se dă din 2008, nu există un dialog real, așa cum există multe localități din România, între consilieri și cetățeni în cadrul ședințelor de consiliu. Adică oamenilor să li se dea cuvântul, să vorbească și ei așa cum vorbesc și consilierii. În mandatul trecut am ajuns la un compromis, ni se dădeau 3 minute în care trebuia să înghesuim cele 10-15 subiecte care ne deranjau, pe care în fine le expuneam în mare viteză. Și în aceste condiții ce vă rămâne de făcut? Cum puteți deschide un canal minim de comunicare cu primăria? Din păcate, acest canal nu există și atunci suntem în situația ca, în loc să conlucrăm, să atacăm în instanță când ei încalcă sar prea mult calul. Pentru că există pentru proiectele de acte, așa zis, normative, există obligativitatea unei dezbateri publice. Am fost la cel puțin 20 de ședințe de dezbatere publică și niciodată, în special pe puzurile pentru construcțiile astea mari în zonele istorice, niciodată nu a avut niciun efect ce am discutat noi în ședința de dezbatere publică, unde nu era niciun consilier, și ce au votat consilierii fără să știe ce s-a discutat în ședința de dezbatere publică. Deci suntem într-un mecanism de forme fără fond, de fapt.
Am înțeles. Deci singura armă pe care o aveți la dispoziție acum este practic să reacționați în caz de nereguli și să mergeți în instanță. Da, și e păcat că trebuie ca organizațiile societății civile să-și consume resursele ca să facă lucrul ăsta în condițiile în care există niște mecanisme de control, Inspectoratul de Stat în Construcții, Agenția de Protecție a Mediului și mai ales Prefectul, care ar trebui ei să se ocupe de problemele de legalitate, iar societatea civilă să cumva să vină să colecteze propunerile cetățenilor, să fie într-un dialog deschis cu aleșii locali. Și aceste instituții de control nu funcționează din cauza unui haos legislativ sau pur și simplu alte interese? În mod evident, din interese. Ele au conduceri politice și nu funcționează, ba mai mult încalcă legea. Pentru că, așa cum am spus, dacă legea spune că e interzis să construiești pe spațiu verde, agenția de mediu dă totuși aviz de construire pe spațiu verde și obiectul e de activitate, da. Am înțeles. Ne apropiem de final. Nicușor Dan, președintele Asociației Salvați Bucureștiul, începeam această emisiune spunându-vă că la nivelul Consiliului General din Capitală există o nouă majoritate de mai puțin de o săptămână. E vorba de consilierii de la PSD, PC și reprezentanții ai PPDD care au format, iată, o nouă majoritate. Au fost deja votate mai multe decizii, adoptate mai multe decizii acolo, câteva au fost deja trecute în revistă de Nicușor Dan. Vă așteptați ca o concluzie, vă așteptați să se mulțească acest gen de decizii controversate sau da, poate sunt vă așteptați și la o anumită calmare a situației? Nu, sunt convins că va continua, va fi discreționar. Eu sper în continuare ca această ordonanță să fie declarată neconstituțională și astfel lucrurile să dacă revină. Dacă va ajunge acolo. Dacă va ajunge acolo. În rest, nu am nicio așteptare nici de la primar, nici de la această majoritate a Consiliului, nici de la cealaltă majoritate între noi fie vorba, dar fiind opuși mai existau dezbateri care erau într-un spirit mai democratic. Am înțeles și vom urmări situația. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Cu multă plăcere. Președintele Asociației Salvați Bucureștiul, Nicușor Dan. Eu sunt Cosmin Ruscior, vă dau reîntâlnire la Planeta Verde aici la RFI lunea viitoare de la ora 13:30. Peste 2 minute și jumătate aveți întâlnire cu știrile RFI prezentate de Lea Berzuc. Numai bine! Planeta Verde, emisiune realizată de Cosmin Ruscior și oferită de APA Nova. Tu faci Bucureștiul, nu uita! Thank you.